Avem șase societăți într-o astfel de situație și 100 de persoane care vor fi afectate. Domeniile de activitate sunt următoarele, construcții, pază și ordine. Începutul de an nu putea fi unul mai prost pentru cei peste 100 de dâmbovițeni care au rămas fără un loc de muncă. Jumătate dintre ei provin de la firme din domeniul construcțiilor. Acum oamenii fac coadă la ișe la agenției județene pentru ocuparea forței de muncă pentru a cere indemnizație de șomaj. Aceasta nu va dura însă o veșnicie, așa că vor trebui să-și caute un post înainte de încheierea perioadei de șomaj. Cert este că situația pe piața muncii nu este deloc roz. În timp ce ofertele de muncă sunt extrem de sărace, în fiecare lună la AJOFM Dâmbovița se primesc notificări de disponibilizări colective. Pentru multe companii din dâmovița, care își desfășoară activitatea în domeniul industrial, luna ianuarie este cea mai grea perioadă anului. Unele și-au trimis angajații acasă în șomaș tehnic, cum este, de exemplu, cazul combinatorului de oțeluri speciale din Târgoviște, altele au renunțat la unii salariați, asta în condițiile în care în Dâmbovița numărul șomerilor a depășit 17.000 de persoane.